Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un elev din Bihor a primit 2,80 nota. 2,80 la română, iar după ce a contestat a ajuns la 8,70. Ce tare! Vreau și eu. Da, 8,70. Un elev al școlii gimnaziale Hidișelul de Sus din județul Bihor nu s-a corectat la Hidișelul de Sus. Adică sunt profesori. E un sistem întreg de corectură. Adică nu e un profesor local de acolo care avea ceva cu el. Da, da, e anonim. Totul, mă rog. Ministrul Educației a spus despre acest caz că este cea mai mare diferență înregistrată în această sesiune. Pentru că în fiecare sesiune se stabilesc diverse recorduri. O analiză edupedu.ro arată că peste 19.000 de note au fost greșite la evaluarea națională de anul acesta, iar 9 din 10 contestații au dus la modificarea notei, în 70% dintre cazuri pe plus. Deci 19.000. Deci atât sunt și 3 cazuri din 10. Da. Trebuie să vă gândiți că la evaluare s-au înscris 155.000 de candidați. Deci este o valoare foarte, foarte mare și trebuie să ne gândim că, adică cu siguranță, numărul notelor greșite a fost mult mai mare, pentru că eu cred că există și această reținere. Bă, nu mă duc să contest, că dacă îmi scade nota, sigur că da. Și aș vrea să facem aici o încercare, nu știu dacă ne iese, dar hai să încercăm. Să vedem, dacă e cineva pe recepție care are un astfel de caz, o contestație urmată de modificarea notei, în sus sau în jos, am vrea să auzim experiența asta. 0372069599. Nu sunt mulți, sunt 19.000 în toată țara, dar poate e cineva pe recepție care are copilul sau poate cine știe, nepotul sau vărul sau ceva de genul ăsta și știe ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Sau poate nu neapărat anul ăsta, anul trecut să zicem. Deci, dacă e cineva pe recepție care are un astfel de caz, sunați-ne, am vrea să auzim experiența, spuneți-ne cum și cât s-a schimbat după contestația copilului. 0372069599. Să vedem dacă ne sună. Să vă spun eu mai întâi o poveste. În primul rând, m-am uitat peste subiectele la română. 4.50 din 10 se acordau pe baza unor mici eseuri. Deci e interpretabilă punctarea, da? Iar în ceea ce privește contestațiile, ele sunt corectate fără ca profesorul corector să știe ce notă a luat inițial elevul, că e foarte important de știut asta. Da. Deci el nu știe că a fost punctat cu 9 și a cui dă 9,20. El corectează de la zero lucrarea asta. Da. Dar sunt niște situații dramatice. Eu am niște prieteni a căror fiică foarte bună la învățătură, a luat 9,15 la română, a urmat o dramă, avea media 9,07, era locul 4.000 ceva pe București, urma să rateze orice liceu bun și după contestație din 9,15 la română, a luat 9,90, ceea ce a schimbat cu totul șansele e diferență mare de a prinde un liceu bun. Adică nu e de joacă cu notele. Bun, avem telefoane multe, mulțumim. Imediat vreau doar să mai spun asta, ce a mai declarat ministrul educației. Spune așa, am avut și o diferență de 3,75 puncte în județul Prahova, tot la limba și literatura română, am avut 17 lucrări care au avut note modificate cu o diferență mai mare de 2 puncte. E vorba de 16 lucrări la limba română și una la matematică. La matematică mi se pare mai grav. Hai să stăm de vorbă. Cristina e cu noi deja. Bună dimineața! Bună Cristina! Cristina. Bună dimineața! Sunt Cristina din Timișoara. Eu am 2 copii, gemeni, și la unul 2 am făcut contestație la română. Da. La unul s-a modificat nota în plus cu doar 5 sutimi, dar la celălalt cu aproape un punct. Mamă! Dar cum un punct? Adică Dumnezeul este foarte mult un punct. 5 sutimi? Nouă doamna de meditații cu care au făcut după examen le-a corectat și mi-a spus aproximativ notele. De aceea am și făcut contestație, pentru că la cel la care a fost aproape un punct, nota a fost foarte mică, comparativ cu ce știam noi, cu așteptările noastre. Și copiii cum au primit schimbarea asta? Cel care a primit aproape un punct a fost foarte bucuros că a ajuns să aibă nota mai mare decât celălalt și el chiar, într-adevăr, învață mai bine. Mamă, asta e dublă frustrare. Furia mai mare. Da, dar până atunci până a venit rezultatul, a fost coșmar, nu? Pentru el a fost un coșmar, da. Sără. Și pentru noi. Nu ne venea să credem. Sigur. Și nimeni nu vrea să creadă că el a luat note mai mică. Da. Vă dați seama că și părinții se consumă. De fapt, toată familia cred că se consumă în cazuri de genul ăsta. Nu mă dau seama. Eu trebuia să fac contestație tot liceul.
Eu am făcut de vreo două ori și îmi dădeau întotdeauna mai mică și după aia m-am lăsat. Da. 0372069599. Adriana, bună dimineața. Bună, Adriana. Bună. Adriana? Bună dimineața, da, din București. Să română. Avem și noi un caz. Da. Băiatul meu este în clasa 8, a luat 7.90 la română și 9.05 la matematică inițial. Okay, da. Am făcut contestație la ambele. Am avut o dezbatere lungă cu el pe tema asta, că na, la matematică luase 9.05. Și el ce părere avea? Adică el ce voia? El care era părerea? Era convins că el a făcut de 9.50, că el s-a corectat după pe barem. La mate? Că el a făcut de 9.50 la matematică, da. Și cât a luat în final? În final m-a luat 9.50, deci a fost chiar o surpriză plăcută. Ne bucurăm că am avut încredere în el. Da, a fost emoționant. La română este mai subiectiv. Da. A crescut și acolo de la 7.90 la 8.25 și acolo a avut o situație prin care eu personal nu sunt pro-contestații, deci în principiu l-aș fi convins să nu facem deloc. Da, dar el prudentă. A spus și la română pentru că corectoarea sau doamna de supraveghetoare l-a pus să taie, știți că acum sunt o serie de reguli care îi presează pe copii la examen ca să nu se recunoască cumva lucrarea, deși oricum lucrările se duc în 10.000 de părți și sunt corectate de 10.000 de, în 10.000 de doi corectori și așa mai departe. Și ce l-a pus să facă? El scrisese ceva cu literă de tipar, l-a pus să scrie cu litere mici, n-a mai avut loc în pătrățel și era destul de stresat de lucrul ăsta și e posibil ca de asta să fi și crescut nota, practic. Deci corectorii inițial să nu-i fi luat în considerare că n-a avut loc în pătrățel ce l-a pus să corecteze și apoi să-i fi luat în considerare. Da, este... Mulțumim. Cred că nu se mai pune problema de corupție în momentul de față, având în vedere metodologia de corectare. Pentru că nu poți... Adică, totuși, la matematică, să-i crească cu aproape 50 de sutimi? Băi, și ideea este că prezentul sistem de admitere la liceu, fiecare sutime contează, da, pentru că face diferența cu zeci de locuri într-un clasament pe baza căruia se produce practic admiterea în licee. Elena, bună dimineața! Bună, Elena! Bună dimineața! Bună! Din București! Da, da, ascultăm! Care e experiența ta? Și noi am făcut contestație, copilul a vrut în primul rând să facă contestație, a fost foarte hotărât și determinat. Eu nu aș fi optat, a luat 9.30 la română. Da. Eram mulțumiți, 9.70 la matematică. Am făcut la română contestație și a primit 9.70. Deci o creștere. Da. E o creștere care face diferența între Cantemir și Sava, sau nu știu, știi? Da, adică... Ori o fi o chestie psihologică, mulțumim mult pentru explicație, ori o fi o chestie psihologică la profesorii care primesc lucrările pentru reexaminare, adică gândesc că oamenii, că cei care, că elevii care fac contestații sunt nemulțumiți și atunci psihologic poate tind să le dea ceva mai, să fie mai îngăduitor? Eu mă gândesc că poate volumul e prea mare în prima fază și se corectează lucrările într-o viteză ceva mai... Sunt diferențe mari, adică e semnificativ. Păi, asta zic, fiind multe lucrări, poate le corectează foarte repede, știi? Când contestațiile sunt incomparabil mai puține și atunci poate sunt mai atenți. E bună și observația lui Vlad, că e posibil, știi, profesorul să gândească, bă, ăsta săracu înseamnă că e un copil foarte bun, a făcut contestație, că cine știe? Să fiu mai indulgent. Era Ciprian, l-am pierdut, dar l-avem pe Gheorghe. Bună dimineața! Bună! Salut, salut, Gigi! Salut. Gheorghe? Alo? Bună dimineața! Salut, te ascultăm. Bună dimineața. Da. Bună dimineața! Băiatul meu a avut o notă foarte bună la limba română, a avut 9.70. Mamă! Și a spus că lui trebuie să-i mai pună minim 15 sutimi. Asta e tupeu! A făcut contestație și a primit fix cele 15 sutimi. Nu cred așa ceva. Îți dai seama că ai punctajul acolo și îți calculezi exact, tu știi exact ce ai scris. Cât de bun e, frate, ce-mi plac copiii ăștia care au încredere în ei, sunt foarte tari. Și fica prietenilor mei le-a spus la fel. Eu trebuia să iau 9.90, a luat să 9.15. Și au zis, hai mă, că bați câmpii, poate 9.30, 40. Nu, domne, 9.90 trebuie să... Și atât a luat. Acum să-mi dau și eu cu părerea referitor la cauza notelor contestate în marea lor majoritate puse cu plus. Da. Ce se întâmplă? În ultimii ani, profesorii au făcut, întâmplător sunt profesori. Da. Profesorii au făcut niște cursuri prin care erau învățați cum să corecteze aceste lucrări la evaluarea națională, la bacalaureat. Da. Și s-au pus acolo niște condiții atât de stricte și unele, din punctul meu de vedere, total ne la locul lor, astfel încât
o primă corectare, un exces de zel din partea profesorilor fac ca la prima mână corectarea să fie extrem de strictă și uneori să se țină mai mult cont de niște cutume decât de realitatea din teză. Am o întrebare. Care este soluția pentru... Am o întrebare. Au făcut copii... Da, înțeleg, înțeleg. Ok, dar am o întrebare. Care e soluția? Adică, dacă ar fi examene de-astea grilă... Soluția este ca profesorii să fie lăsați să fie profesori și să corecteze așa cum au învățat 20 de ani, 10 ani, 30 de ani. Ideea e să reduci subiectivismul. Care este soluția ca să reduci subiectivismul? Că dacă lași pe profesor fiecare să facă cum vrea, atunci diferențele vor fi și mai mari. Testul strict grila, neinterpretabil. Aia e, test grila. Având în vedere că 4.50 sunt din eseu, îl mai avem pe domnul Gigi? Domnul Gheorghe? Da, vă ascult. Avem două mesaje care spun că e foarte probabil să fie greșeli de transcriere a notelor care se trec pe diferite borderouri. Și că în multe sunt situații aceste, din cauza asta apar. Există situația asta, da? Există situația aceasta, este situația acelei diferențe foarte mari de notă pe care dumneavoastră ați expus-o la început. De la 2 nu știu cât la 8.70, da. Da. A, deci acolo a fost profesorul corectează, face un borderou individual, după care trece pe borderou final și atunci, după 7, 8, 10 ore de corectat, pentru că și aici este o problemă. Este suficient de greu să primești 120 de teze dimineața la ora 9 și să se... și se spune că până la ora 16 sau ora 20 în acea zi trebuie să le termin. Deci teste grilă. Ce materie predați? Nu e foarte simplu. Ce materie predați? Știința vieții, biologia. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții și explicații. La limba și literatura română e foarte greu să dai grilă. Pe de altă parte, oricum ai dau interpretabilă corectura. Eu cred că se poate da grilă. Și eu zic că se poate da grilă la orice. Da. Poți să-i ceri să scrie eseu, dar nu pentru astfel de examene de admitere. Poți pentru evaluări calitative la admiteri, la facultăți, să-i ceri... Bacalaureatul poți să-l dai așa. Înseamnă că rămâi doar pe gramatică. Dar la un concurs... La evaluare. Dacă excluzi eseu, că n-ai cum să faci altfel la literatură. Nu sunt de specialitate, dar la eseu este evident o evaluare subiectivă acolo. Uh-huh. Ori... Ăsta e un concurs, de fapt. Da, evident. Da. Și atunci cel mai important concurs din viața unui copil. Nu poți să pui, e ca și cum la atletism, mai pune fiecare arbitru să vină cronometrul lui de acasă și ceasul de la bunica și să gândește el cum cronometrează la 100 de metri gard, nu știu. Bine, hai să vorbim și cu Dana. Bună dimineața! Bună dimineața, Dana! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucură toate impresiile părinților pe care le-am auzit. Din păcate, noi avem o experiență nefericită, în sensul că la matematică, acea materie strictă și clară, nota inițială a fost sub evaluarea profesorului cu care copilul meu a făcut meditații, motiv pentru care am depus contestație. Diferența era de cel puțin 40 de sutimi, dar din păcate de la 8.80 nota pe care a primit-o el a fost 8.40. Aha, deci i-a scăzut-o. A scăzut, exact. Și am întors pe toate fețele problema. Recunosc că nici meditatorul și nici noi ca părinți nu am reușit să aflăm de unde au ieșit cele 40 de sutimi suplimentare. Poate puștul nu... Da, nu mai ține minte exact ce a făcut acolo. Poate a fost corectarea inițială la cald, imediat după examenul de joi. Adică, în principiu, probabil așa procedează fiecare după examen. Puteți vedea lucrarea? Nu poți. Da, putem vedea lucrarea, dar este inutilă vizualizarea ei, în sensul că nota nu se poate schimba. Și, îmi pare rău pentru experiența asta. Da, și pentru noi a fost o experiență nefericită, chiar nu ne așteptam la o variantă aceasta, mai ales că e matematică. Da. Ok, româna... Mulțumesc, vă ținem pumnii. Dacă permiteți un sfat, că și eu am trecut printr-o situație similară, o să vă povestesc altă dată. Oricum ar fi, trebuie să vă susțineți copiii, să nu îi certați, să nu îi puneți la colț. Oricine poate avea o zi proastă în viață, acum nu e un capăt de țară, la un liceu o să intre și, pe urmă, uite-te la lucru, ajunge la radio. Sigur, iată. Asta e o problemă, eu mă gândesc și la toată presiunea psihologică care este într-o familie. Odată ce vine un astfel de examen și când vine nota... Și nu știi dacă nu care cumva poate ar trebui să faci o contestație sau nu, pentru că lucrurile nu se potrivesc cu așteptările tale. Și acolo presiunea psihologică e foarte mare. Și cred că mulți copii suferă din pricina asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.